Vești bune pentru cultivatorii de cereale, vești proaste pentru consumatori. Prețul grâului este în creștere în această perioadă, iar până la finalul lunii ar putea ajunge la 900 de lei pe tonă, adică 90 de lei pe kilogram. Acum grâul se vinde cu 850 de lei pe tonă, potrivit datelor oferite de Rompan. Care este explicația? În unele zone ale țării, producția de grâu a fost compromisă din cauza vremii, așa că, dacă la recoltare fermierii au negociat un preț de 60-70 de lei per kilogram, cererea mare și oferta scăzută au făcut ca prețul cerealelor să explodeze, iar vârful maxim al scumpirii se va atinge în lunile ianuarie-februarie. Pentru consumatorul de rând, vestea proastă e că la raft, până în luna decembrie, va crește prețul pâinii cu 15-20%. Reprezentanții Federației Sindicatelor din industria alimentară trag un semnal de alarmă și spun că scumpirile vin în lanț, așa că în lunile următoare și carnea, laptele și legumele vor fi mai scumpe. Prețul pâinii din România este un preț ireal, mult sub valoarea reală. Un kilogram de pâine costă undeva la 3 lei, 3,5 lei, iar pe raft poate ajunge până la 6-7 lei. La pâine nu s-a modificat prețul față de anul trecut. De acum încolo se poate modifica, pentru că vremea capricioasă a cam afectat producția. Până la finalul anului s-ar putea înregistra o creștere cu 15-20%. Problema noastră însă nu este asta. Faptul că pentru o pâine de un leu vom ajunge poate să plătim 1,2 lei nu ar reprezenta o diferență foarte mare în buzunar. Problema noastră este că veniturile nete sunt foarte mici. Dacă la un neamț o creștere de 10 cenți nu înseamnă nimic la salariul său de 2000 de euro, însă la noi 10 cenți sau 40 de bani înseamnă foarte mult, a declarat Dragoș Frumosu, președintele Sindicatelor Federației din Industria Alimentară. Prețul laptelui va crește cu 8% pentru că România importă 25% din laptele folosit pentru procesare. Și tot din cauza importurilor, în această iarnă românii vor scoate mai mulți bani din buzunare pentru legume. În perioada de iarnă, pentru că producătorii români nu pot oferi suficiente legume spre vânzare, acestea sunt aduse în proporție covârșitoare din import. În perioada octombrie-martie, România importă 80% din necesarul de legume. Lanțul scumpirilor nu se încheie aici, pentru că în următoarea perioadă se vor scumpi carnea și produsele din carne. Pesta porcină africană, boala care a făcut ravagii în ultimele luni în fermele de porci din România, este de vină pentru creșterea prețului la carne. Așa că, în prag de Crăciun, carnea de porc va fi adusă în proporție de 80% din import și va fi mai scumpă, avertizează sindicaliștii din industria alimentară. Acum 2-3 ani, România importa carne de porc în proporție de 70%. La începutul acestui an, datorită dezvoltării fermelor de porci, importurile scăzuseră la 55%. Fericirea a ținut însă doar câteva luni, pentru că acum românii vor pune iar pe masă șnițele făcute din carne de porc de peste hotare.